Bun găsit, fraților, bine ați venit. Mi-am gândit că în această zi mare pentru România, acest fatal 13 iunie 2023, să nu începem chiar cu subiectul pe care toată lumea l-are pe buze și pe care sigur că l-am vârtit în toate sensurile. Noi fiind un pic mai catolici decât Papa, sau poate mai atei și decât Kim Jong-un, le-am gândit totuși să începem cu liderul nord-corean, de alta, dar avem o imagine care s-ar potrivi peste toate aniversările cu mineriade din istoria neamului românesc. Dacă vreodată un conducător al nostru, de la Neanicu încoace, desigur, ar fi arătat așa într-o poză, am fi fost cu adevărat fericiți. Iată-o! Deci acesta este Kim Jong-un, hai să ne uităm bine de tot. Are o sutană, o canadiană de aia pe el, de neam prost, de aia cu care te duci în șopru să vezi dacă mai sunt cuie. Așa? Are un binoclu, uitați-vă puțin pe biroul ăla din stânga, acolo lângă el, nu știu ce, o scrumieră ceva, că tot ține o țigară în mână. Uitați-vă, are două telefoane, astea se văd foarte clar, și în fața lui el râde ca prostul, sigur, către operator. Uitați-vă norul ăla, totuși. Noi sperăm să fie ceva nuclear. Da? Deci ori este începutul sfârșitului lumii, ori deja lumea s-a sfârșit și încă n-a ajuns la noi informația. Și o imagine apocaliptică la propriu. Kim Jong-un declarându-se un mare fan al lui Vladimir Putin și al aniversărilor care l-au pe Vladimir Putin în centrul atenției și a promis că o să dea mâna cu liderul rus pentru a construi o țară mai sigură, nu ne-a spus care, dar intuim, și pentru a le distruge pe toate celelalte. Deci ăsta este, da, gestul pe care el îl va face strângându-i mâna lui Vladimir Putin. Va consolida o țară și le va arunca în aer pe toate celelalte. Acum ghiși ciupercă cei, dar imaginea în orice caz va face în conjurul, nu a acestei planete, că această planetă s-ar putea să nici nu mai fie. Va face în conjurul galaxiei. Bă, cum stau telefoanele alea ale lui. Cum aveau șpăgarii noștri prin Vrancea și prin Buzău, ăia pe timpuri, în anii 90, instalaseră prin Podgorii cât un telefon de ăsta ca să sune la centru, să vadă câtă șpagă s-a mai recoltat. Așa are și băiatul nostru. E un birou. Ce-a observat tăticul. Dacă ne uităm mai atent, hai să dăm repede, așa. Bă, fraților, vedeți că acolo, lângă pupitrul ăla pe care se odihnesc telefoanele, este un laptop, mă. Da, este un laptop, poate de asta râde, l-o fi capturat din Coreea de Sud, cine știe, vreo dronă l-o fi adus de la Seul, l-o fi primit cadou, oricum imaginea lui, bucuria lui de gospodar de ăsta, de strungar ieșit un pic la moșia lui Tasu, dar ne face bine și nouă. În această zi, altfel sinistră pentru România, sinistră pentru omenire, aș spune, da, ziua în care președintele Iohannis, chiar de ziua sa, i-a strâns mâna lui Marcel Ciolacu. Hai să-i vedem și pe ăștia doi, chiar dacă ei sunt la mese mici, nu sunt la mesele lui Kim Jong-un. Mâinile lor nu solidifică nimic. Aș spune că nici nu mai au ce să destrame. Sunt niște strângeri de mâini inutile, dar totuși privirea asta absolut împietrită a lui Klaus Iohannis, o privire pe undeva aș comenta așa, dacă aș face o descriere pe imagine în clasa 8-a, e cu mintea departe așa, se gândește probabil la fripturile de peste seară sau la cârnăciorii aia de tip german, da? Nu pare să aibă concentrarea, să uită în gol. Iar Ciolacu, care ați văzut de la grădiniță, era în PSD. Da, el a trecut absolut toate etapele, din frage de pruncie și până astăzi, a tot urcat treptele ascensiunii sale către acest 13 iunie 2023, când a ajuns premierul României. Nu pare nici să fie foarte pătruns. Mai degrabă, mâna de voioșie este întinsă de președintele Iohannis, care întinde mâna undeva la 65%.
cum are timp Ciolacu să se desfășoare, entuziasmul de sfârșit de zi, de petrecere, de întâlnire cu cei dragi, este al lui Iohannis, nu al lui Ciolacu, în această imagine. Se vede că pe Iohannis îl așteaptă o seară mai interesantă, adică mai goală de substrat decât pe Ciolacu. Ciolacu are așa o anumită jenă, dându-și seama ce catastrofă urmează pentru România. Ăsta l-a lăsat spălat pe mâini. Totuși, cum trebuie să fie ca de ziua ta să numești un PSD-ist în funcția de premier? Ce înfrângere, totuși. Ce dramă. Începe era Marcel Ciolacu, fraților, un guvern al României care ar fi aproape incalificabil. Auzeam pe aici, să discuta prin redacție, că Madame Gurghiu, care acum nu mai are șefia Senatului, care a fost preluată de Tașu Ciucă, pe vremuri la șefia Senatului era unul Zgonea, dacă mai țineți minte, o tempora. E doamna Gurghiu, ca să nu rămână, sigur, ca domnul Goe, va primi Ministerul Justiției, sau cine știe, mi se pare senzațional. Tu i-aș da doamnei Gurghiu un minister, cum să nu? Doamna Gurghiu a fost tot timpul prezentabilă, râită, amabilă, un personaj, în orice caz, în politica românească. I-aș da Ministerul Acadelelor, Ministerul Tiribombelor, de exemplu, Ministerul Parcurilor și Grădinilor, Ministerul Luciului Apei, ministere de-astea pe care le-ar fi putut conduce și Mitică Dragomir la o adică. N-aș lăsa-o, sigur, cu dinaintea goală pe doamna Gurghiu. Acum să-i dai, bă, justiția, totuși. Afaceri europene, nu știu ce. Sau, eventual, aș sfătui eu pe doamna Gurghiu să treacă în UDMR, că ar da foarte bine acolo și atunci, sigur, că ar prelua un minister. I s-ar potrivi doamnei Gurghiu, o să râdeți. I s-ar potrivi doamnei Gurghiu chiar CNCD-ul. Să fii judecat de doamna Gurghiu de dimineața până seara la CNCD, ce onoare. Să ai 10 de procese, da? Cu doamna Gurghiu, Alina Gurghiu. Ar fi, într-adevăr, o onoare, o mândrie pentru noi. Așa, în întunecatul CNCD de astăzi, e greu să-ți faci dreptate. E din merg să fii vorba lui Florin Călinescu și tot. N-a reușit mare lucru. La mulți ani președintelui, Marcel Ciolacu era cu temele făcute, stați liniștiți. Ați văzut că are facultate de drept, are un CV, dar putea să devină președintele Statelor Unite. Deci de aici și până la Casa Albă, pentru el e un drum lin, un lung fluviu liniștit. Asta sigur dacă și istoria ar fi un pic trunchiată. Sau poate doar trucată, a? Ca să sune mai pe buzoienește așa. E de la Buzău, domnul Ciolacu. E la Buzău. Ar fi zis și amicul nostru Costi. E de pe la Buzău, așa el. E, le-a făcut pe toate, să știți. Am uitat peste CV-ul lui. Este lung ca al lui Ramses. Da? Un CV impresionant. În orice caz, de om serios, de om de stat. A condus toate, era să spun, toate căcaturile. Nu, a condus toate comitetele și comițiile posibile din județul Buzău. Ați văzut că și Mircea Dinescu, îmi place mie să cred, i-a dedicat o poezie lui Marcel Ciolacu, pentru că, mă rog, la cât mă pricep eu, la câtă intuiție am, nu stau foarte bine, sigur, la capitolul ăsta, dar mie așa mi s-a părut. Te-am deschis Facebook-ul, am dat peste Emily Ratajkowski, am dat un like. Să nu zic. Haideți că totuși o să vă citesc poezia, dacă nu sunteți fan Mircea Dinescu, măcar sunt eu. Așa, știu că l-am salvat aici, pentru mine e greu să mă descurc cu asta, dar până la mulți, da. Monologul unui telefon cu fise. Acum, poate că telespectatorii noștri, care sunt mult mai inteligenți decât ai lor, ori înțelege mai clar dacă îi se adresează această poezie, această lungă strofă, că nu este chiar o poezie, este o strofă mai lungă, pe care imensul nostru poet o dedică acestui pseudo-președinte. Se numește Monologul unui telefon cu fise. Prea mult sictir, prea multă operetă și un exces nebun de figuranți, a mai rămas puțină Julietă și un profesor de îngropat talanți și o urmă de Romeo în culise, descoperită de un shakespeareolog și la closet un telefon cu fise care își deșartă tristul monolog, că a fost bătut pe vremea lui Neanicu
și-ar vrea patalamă de dizident, dar-i pune contre Dumitrescu Ticu, ce s-a înhăitat cu un poet dement, că a lipsit când s-a împărțit halvița și libertatea strânsă în baloți, vă rog mâncați căcat cu lingurița să ajungă revoluția la toți. Eu cred că face referire tocmai la domnul Ciolacu, că el s-a bătut pentru certificatul ăla de revoluționar care să-i aducă și niște bani. Am văzut că ne-a și certat domnul Ciolacu, ne-a mustrat pe noi toți, spunând că el nu ne permite să intervenim peste revoluția lui. Acum știți vorba aia, fiecare român cu Dumnezeul lui, fiecare ciolac cu revoluția lui. Da? Nu-i numai fiecare ciutac. E nu, nu, Grigore, stai liniștit că aici nu-i vorba de ciutac, e vorba de ciolacu. Ciolacu a făcut revoluția la Buzău, a ieșit în stradă, a dat cu cărămizi. Da? La un moment dat și-a dat cu cărămida în propria casă, înțeleg, numai ca să creeze o revoluție acolo. El zice că niciodată n-a cerut să fie indemnizat, n-a cerut bani pentru asta. Dar un certificat de revoluționar a primit. Că toți ăștia care au ieșit atunci de grabă în fața curții au primit certificat de revoluționar. Asta l-a deranjat pe Mircea Dinescu întotdeauna. Revoluționarii ăștia care... N-au existat nici măcar în imaginația lor, că aia era atât de seacă încât ei nici măcar la revoluție nu s-au putut gândi niciodată cu 24 de ore înainte, deci n-au avut astfel de viziuni, însă au devenit apoi celebri, au devenit cunoscuți. Domnul Ciolacu spune că nu, el vrea doar să lase neamurilor lui, că i-am citit biografia, am citit din Ciolacu ca din Dumnezeu. Și la un moment dat, în biografia Ciolacului, asta scria. Ambiția mea e să las fiului meu, el să lase mai departe nepoților mei, da, viitoarelor generații de ciolaci, da, această amintire. Că tatăl, bunicul, străbunicul, unchiul a fost un revoluționar. El nu vrea să pretindă că a fost un mare revoluționar. N-a fost Pascale Paoli, de exemplu. De paranteză fie spus, mai popular în Corsica decât Napoleon. Marele revoluționar corsican, Pascale Paoli. N-a fost chiar un Pascale Paoli nenea Ciolacu la Buzău, dar tot pe acolo. Adică el ar vrea, dacă s-ar putea, ca toate străzile din județul Buzău, la un moment dat, deodată sau pe rând, să-i poarte numele. Da? Urmașii urmașilor ciolacilor să se plimbe numai pe străzile care le poartă lor numele. Și cam ăsta era mesajul și să termina cu un dracu vă ia, dacă vreodată îmi veți contesta. Ciolacu, din fericire, poet n-a ajuns. Că probabil că ne-ar fi altoit și el dintr-o strofă de tipul ăsta, așa doar dintr-un comunicat ăsta strâmb, le-a făcut pe toate încă o dată. Deci s-a născut cu o vocație de-asta, cu o constituție de PSD-ist, cum alții n-au avut. Știți că la un moment dat tot râdeam de Tăricianu. Sigur, un nume apus de mult în politica dâmbovițeană, dar la un moment dat premierul României, președinte interimar, dracu, pe toate le-a avut. E, dar ce vreau să spun? Înainte să ajungă mare în funcție, adică premierul României, Călin Popescu, manechin, Tăricianu, a fost vreo 10-15 ani doar membru în PNL. Cum dracu a avut atâta răbdare? Ne întrebam noi atunci. E bine, fix așa a făcut Ciolacu. Deci dacă ei, mă rog, sigur, acum, încă o dată, noi suntem ageamii. Da? Suntem niște amărâți de ăștia care doar chibițăm, cum îi ziceam și domnului Brancu mai devreme. Chibițăm că aia din Cismigiu, da? Nu ne pricepem la dregătoriile ței. Dar din ce am citit noi, din povestioarele astea, așa, de Ciolacu ăsta de mic, de frage, de pruncie, de pe mea când avea 24 la pantof, a fost cu PSD-ul în cugeci și în simțiri. Și bă, toate etapele, la rând, la rând, la rând, la rând, le-a luat și le-a urcat așa, fără să se plictisească niciodată. A condus niște căcaturi de niște instituții de alea de 2 bani prin Buzău, de numai citindu-le titlurile caști de plictiseală și el a stat câte 5 ani. Deci, dacă stai să enumeri toată biografia, domnul Ciolacu are cam 184 de ani. Deci așa este de vechi, cum le plăcea
proștilor ălora din dilema veche să se laude cu vechimea și cu întrebările. Ei erau niște lași toți, dar le plăcea așa să pună întrebări între ei. La domnul Ciolacu nu-i cazul. El n-a citit niciodată dilema veche și bine a făcut. El n-a citit nici Arici, Pogonici, dar a terminat dreptul. Da? După ce se spune și-ar lua bacalaureatul, tot așa, sigur, nu din vina lui. Cauza grevelor, da? A pandemiilor, secolelor trecute. Și-a luat bacalaureatul pe la 37 de ani. Dar magna cum laude, tot așa ca Hagi, într-o zi, ci că a absolvit toate instituțiile. Așa, bă, dar cum să stai câte 5 ani și scria regionala, culturală, să dăm mână cu mână din Buzău, nu știu, din 1981 până în 1986, șef. După aia a trecut la hai, garoafe, garofițe, din Râmnicu Sărat, județul Buzău, unde a trăs din 1987 până în 2018. Cum dracu să conduci niște garoafe două decenii și să nu pleci niciodată de acolo? Să nu trântești odată ușa, să nu te enervezi într-o zi, să nu înjuri pe una, să te dea aia în judecată, să nu te sune ciobi la zi, asta rasism, discriminare, și să cazi de acolo cu un cal mare și la revedere direct în păpușoi. Nu. Marcel Ciolacu a trecut toate etapele astea și a ajuns astăzi premierul României. Este o dată istorică, bă, fraților. Da? Pentru că omul ăsta a fost de nebătut, de nezdruncinat, de neînlocuit. I se spunea lui Silvio Berlusconi imortale. Da? Nemuritorul. Dar nemuritor este, de fapt, Marcel Ciolacu, fraților. Haideți să-l aplaudăm. Marcele Șiuzecut. Asta, apropo, la capătul ciozvârțelei alea de 230, mi-au trimis ea de la HBO astăzi. Modificarea termenelor și condițiilor are 2344,5 pagini. Modificarea termenelor și condițiilor HBO Max. O să-l primiți și voi, probabil. Deci nu l-a citit nici fondatorul HBO niciodată. De uite așa, dai toată ziua pe ăla și nu se mai termină, uite așa. E asta vreau să spun, că am făcut o paranteză aici potrivită, la capătul CV-ului impenetrabil, la domnul Ciolacu scrie așa, ultimele rânduri alea înainte de a da accept. Vorbește fluent. Engleză și franceză. Probabil că să terminase hârtia. Pentru că sigur vorbește și alte 200 de limbi și de dialecte, sigur. Nu pot să cred că un om de o asemenea statură intelectuală se oprește la engleză și franceză, care sunt niște limbi care nu interesează pe nimeni, bă. În ziua de astăzi trebuie să vorbești coreană, trebuie să vorbești chineză, trebuie să vorbești japoneză, trebuie să vorbești rusă, trebuie să vorbești ucraineană, dă-le dracule, engleză, franceză, nu mai vorbește nimeni, bă. Asta e cum vă povesteam cu aia din Mauritius. Țară cu limbi oficiale, engleză și franceză, nevorbite de nimeni, bă. Da? Ele sunt doar limbile administrației, fascinantă țară. Vă dați seama să fim și noi așa? Să avem două limbi oficiale și să nu le vorbim pe niciuna, niciodată. În niciun context, bă. Deci singurele situații în care le vorbești este dacă te întreabă unul pe stradă. Vă dați seama totuși ce viață e aia? Îmi vine unul pe stradă din Cehia, da, de la Brno. Să duce în vacanță în Mauritius, se întâlnește cu tine pe stradă, te întreabă în engleză. Sau în franceză, dacă e mai născut mai aproape de Verdun. Și ăla îi răspunde, sigur că el le-a făcut la școală, alea sunt limbile administrației, el dacă vrea să trimită la fisc în Mauritius o scrisoare, trebuie să o scrie într-una din alea două limbi. Dacă, de exemplu, vrea să dea un anunț la ziar, că i-a murit vaca, trebuie să scrie într-una din alea două limbi. Deci nu le folosește nici măcar o secundă în viață, nicăieri. Nici la locul de muncă, nici acasă, nici pe closet, nici la mormântare, niciunde, că el vorbește dialectele alea ale lui. Da? Așa ar trebui să fim și noi, tovarășe Ciolacu. Să avem două limbi, sau trei, sau 30 oficiale, să nu le vorbim niciodată, bă. Să vorbim între noi limbi de-astea precare, unele dintre ele dispărute. Sublim ar fi. Fraților, prea multă onoare totuși acestui individ, să-i urăm succes.
Să sperăm că în viitor va face țara ca o floare. Hai să mergem un pic mai departe, imediat. O să dau să găsim asta cu cabinetul Ciolacu. Le las onoarea colegilor și colegilor noastre mult mai bine informați, cu mult mai multe surse. Da, consilierul prezidențial Luminița Ordobescu, favorită la mare. Domnul Aurescu nu va mai fi. Am o știre cu confrații noștri bulgari. Acolo unde l-aș vedea pe Petrică Daia. Imediat să vedem. Era o știre cu Bulgaria. Să vedem pe unde a rătăcit-o. Uite-o. Dacă importurile s-ar opri, ăsta e pentru doamna Udrea, pentru Târcșor, de la Hot News. Deci dacă s-ar opri importurile, Bulgaria rămâne fără fructe și legume în 2 săptămâni. Deși ei sunt grădinarul Europei, autenticul grădinar. Grădinarul Europei este Ucraina. Hai să vedem un pic această imagine. O fi o mână de bulgăroaică asta, probabil. Niște ridichi, niște roșii, niște zucchini, morcovei, un pic de praz, ce dracu fi ăla. A, arată bine coșulețul ăsta. Bulgaria e raiul, bineînțeles, știe toată lumea, al fructelor și al legumelor. E bine, bă, fraților, și ăștia mănâncă numai bulgărește, sigur, cum și noi mâncăm numai românește. Ei nu l-au avut niciodată pe Petrică Daia, dar s-ar putea să-l aibă, pentru că Petrică e liber de contract. Da? A fost dat afară, practic, din guvernul României, nu mai este la agricultură, îl pot lua bulgarii. Bulgarii nu o să-l pună chiar la agricultură, o să-l pună la faianță. Ministrul faianței, de exemplu, în Bulgaria, Daia P. Scris în bulgărește, P-ul ăla de la pițe, de la ruse, P-ul ăla. Bă, așa îl citim noi. Da? S-a vorbit să-l explic cu Petrică, da? Deci, cum bă asta? Deci asta știi ce înseamnă, Nea Ciolacule? Că la noi dacă 3 zile s-ar opri importurile, n-am mai avea nimic. Nici apă clocotită. Aoleu, dă peste gură cu apa clocotită când mă aude Nicu Șordan. Da, am vrut să zic altceva. Apă stătută, apă sfințită n-am mai avea după 3 zile. Deci bulgarii, bă, care au inventat legumele și fructele în Europa, practic, în 2 săptămâni ar fi out dacă ar opri aia tirurile la granița cu Turcia. Ciocu mic, Ciolacule, că nu mai ai mult. Ha! Bob Zăbavă și revenim. Vorbim despre lucruri faine, că m-am gândit, mă, România de la Z, să nu devină o cloacă de asta cu politică, cu politicieni, cu politruci și cu tot felul de chestii de-astea. Bă, până nu băgăm bani în școală, vom avea și multă sărăcie și foarte mulți proști. Profesionistă, dansatoare, cum să n-o bagi la Apia? Când vin fondurile europene multe, nu-ți vine să dansezi de fericire? Sunt 200 de secretari de stat. Portugalia, Spania, Franța, Suedia și Germania nu au toate 200. România de la A la Z cu Sabin German. De luni până joi de la ora 23. Fraților, mică-i grădina bulgarului, dar mare-i grădina lui Dumnezeu. Iată totuși pe cine avem în prim plan, președintele Consiliului Județean Constanța, sigur urmărit de DNA că nu calificat la Cupa Mondială. E bine, Mihai Lupu, față într-adevăr de lup, iată, a acuzat de luare de mită, a venit pe urmele sigur ale lui Mazăre în Constanța. Haide să-l vedem totuși un pic, omul ăsta, dacă ăsta n-are față de demnitar, atunci să-mi spuneți mie, Gugu Știuc, bă. Uitați-vă puțin la el. Lupul cheamă, nu găină. Da? Nu vrabie. Oho! Petrică Lupu era să spun. Nu, Mihai Lupu. Președintele Consiliului Județean Constanța a anunțat el însuși pe pagina lui de Facebook, dar nu o să anunțe pe TikTok.
că a fost audiat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție în legătură cu ancheta desfășurată în cazul directorului Direcției Generale Administrarea Domeniului Public și Privat. Adică l-au prins. Pe scurt, DNA a precizat că acest lup este urmărit penal în dosar pentru luare de mită. Aoleu, și până la jumătatea textului încă spera. Direcția Națională, Facebook, audiere, administrarea domeniului, păi el încă spera. Toate textele astea proaste, scrise în general de jurnaliști de ăștia care au fost opincari înainte, afli subiectul la mijlocul, bă, trebuie să înceapă direct, pentru luare de mită, să n-aibă nicio speranță, niciun apropiat al lui când citește. Deci citești textul, bă, înghiți, hai mai repede cu o stică, așa, continuă. Îi dai speranță tuturor lor care stau da, cu dumicatul în gură, jumătate înghițit, jumătate nu, sau cu paharul jumătate plin, jumătate gol și speră, bă. Și abia la jumătatea textului vine implacabilul pentru luare de mită. Puteai să te aștepți să spui că a câștigat 300 de mii de euro. Da? Sau 14 milioane de dolari. Pentru că termenii de dainte nu ne duc în direcția asta în niciun fel. Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, a anunțat marți pe pagina sa de Facebook: te duce, mă, cu gândul la luare de mită? Pe mine nu. Cine dracu anunță, mă, pe pagina lui de Facebook că e un hoț? Deci textul debutează sublim. Deci, președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, a anunțat mars pe pagina sa de Facebook că a câștigat marele premiu la Cannes. Ok. Că a fost audiat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, aici deja Emilia Șercan, sigur, în legătură cu ancheta de sfârșită. Iar îți revine speranța, că poate nu l-au prins, sau poate l-au găsit bazma curată, bă. Și după aia zice așa: luare de mită alături de directorul direcției, Ermil Chelariu și alți funcționari din primăriile Năvodari și Mangalia. Ultimii trei, aici deja toate sunt teribile, i-ar fi oferit informații nepublice unui om de afaceri pentru a câștiga mai multe licitații. Finalul este abrupt, este prăpăstios, direct îi se spune Lupu, de parcă te-ai trage de brăcinar cu el. Lupu, Chelariu și un alt funcționar ar fi primit în schimb plante decorative și ar fi beneficiat de lucrări de amenajare a grădinilor. Dați-mi mai uităm un pic, bă, la fața asta. Deci aveați impresia că ăsta a luat șpagă? Nu, bă, a luat niște gladiole de alea de plastic. A luat niște lăcrămioare de-aia de, cu praful pe ele, de-aia de 3 lei. Asta e șpaga lui. Și nu numai a lui, a lui Răducu Mazăre, a lui tot neamul Mazăre. Dar ei n-au făcut niciodată nimic. Evident. Deci uitați că e clar aici. Ar fi beneficiat de niște lucrări de amenajare a grădinilor. I-au pus unii niște trandafiri în curte și i-au lăsat dalele alea de piatră scoase și nu le-au mai pus la loc. Tot el a ieșit în pagubă. Da, finalul este excepțional. Cum să-l acuz finalmente? Uitați-vă, asta o are de la maică, s-a primit-o de ziua lui când am plinit 45 de ani. Da? Puloverul ăsta, e un pulover de ăsta de la second hand. Da? Cămășuța e mai ok, asta i-a luat-o nevasta odată. Da? E un pic de gușă, așa, nici n-a apucat să facă foarte mare gușă. Dacă ăsta are gușă, atunci Marian Iancu ce? Da? Nimic nu făcuse, încă o dată. Ăsta este statul român, ăsta e DNA-ul. L-am prins cu niște flori de plastic. El era dita mai președintele Consiliului Județean Constanța. Nu există funcție în Europa răsăriteană mai mare decât asta. Ăsta oprește nave, da? Cum oprea ăla trenurile în gara lui, Răzvan Vasilescu. Ăsta oprește nave, bă. Când ești președintele Consiliului Județean Constanța, ai luptat și în Afganistan și în Irak. Dar ce ești Dumnezeu absolut. Cum să acuzi dita mai personajul că a luat niște gladiole de plastic? Dar nici măcar n-avea unde să le pună, bă. Le-a lăsat acolo pe prag. Sigur că nevasta asta când a văzut și a zis: de-astea de plastic mi-a dus, mă. Sigur că a avut un
scandal, dar el, cum să spun, și florile de plastic au poezia lor. Dacă vedeți ce vreau să spun. Da? E o lume de asta pe care noi nu o pătrundem. Domeniul public și privat. Bine, azi mergem mai departe. Vladimir Putin a declarat ireparabilă pierderea prietenului său adevărat, Silvio Berlusconi. E adevărat că în imaginea asta seamănă cu Berlusconi, Putin. Amândoi sunt așa sau erau așa de machiați pe finalul vieții încât nu-i mai recunoșteai. Te uitai la Berlusconi, ziceai că e Putin. Da? Ăia la un moment dat la San Rafael, ăla, cum se numea spitalul ăla de lux, unde a murit Berlusconi, practic era spitalul lui. Ăia credeau la un moment dat că e Vladimir Putin internat acolo, când se uitau la el. Orbitele erau așa de adânci la Berlusconi, de vedeai până în Ucraina ele. Nu mai rămăsese mai nimic din el, săracul. Uitați-l pe Vladi, ce cesuț are el pe mână. Hai un pic să ne uităm așa mai atent. Cât e? Că nu-i nicio fereastră pe aici, prin jur. Ia mai vreau să văd cât e ceasul la el. E 5 fără 10. Dar nu, că e invers, pardon. E cadranul. E 11:25, fira să fie. 11:25, Vlad. Erai deja în picioare la ora asta. Vedeți că are unghiile făcute... o manicură numai pentru el. Să uită, vede clar, da? Nu sunt neglijate așa. Ca pe la Petrică Daia, că era pe teren. Aia la 11:25, uitați-vă, deja era... Își băuse vodculița. A fost o persoană dragă. Un prieten adevărat, Berlusconi. L-am admirat mereu, sincer, înțelepciunea, abilitatea de la decizii echilibrate, inteligent. Păcat că n-a făcut și Berlusconi războiul, Vladi. Să vedeți atunci ce interesant ar fi fost. Dar așa e, bă, viața e crudă uneori. Uite, din Bulgaria ajungem la copiii noștri de la Voinești, dar niște elevi, să se uite și Bombonel, să vadă patria merelor în România, ci că este localitatea Voinești. E bine, o veste proastă avem, fraților, ci că acum 3-4 ani, la gustare, merele care au venit acolo erau din Polonia. Și de atunci așa au rămas. E bine, una dintre mame scria pe Facebook, la școală astăzi s-au dat la gustare mere din Polonia. Aici, unde ne cad merele în creștetul capului, de mâine, fata mea va refuza acest măr care mirosea soluții de stropire. Ce păcat că noi citim ca proștii această știre cu 4 ani mai târziu, desigur, și cu o zi mai târziu după terminarea mandatului lui Petrică Daia în mod oficial. Bă, stimată doamnă, dacă l-ați fi chemat pe Petrică Daia la Voinești în timp, îl omeneați acolo câteva săptămâni, îi dădeați cu merele alea în cap, că oricum nu mai simțea nimic, l-ar fi pus pe piedestal. Așa ar fi ajuns Voineștiu ca Ulan-Batorul, da? Ca Vladivostocul. E bine, așa n-ați rămas decât în voia sorții. Cine să uite o să spună că ați avut ghinion. Acestea sunt niște mere poloneze la piața din Voinești. Arată splendid. Niște mere... Astea din dreapta sunt mai clasice, așa, dar astea par niște mere Ionatan. Ușor bătucite, sigur, haideți mai vedem un pic, că le-am găsit totuși o hibă, da? Sunt și niște găurele în ele, iată. Avem aici mărul ăsta, practic, în prim plan, centru stânga, are o gaură în el. Dacă o vedea Petrică Daia, iată merele din Polonia, bă, fraților. Da? Sigur, mere de calitate, polonezii țin toată Europa, ei și cu Italia, țin toată Europa cu mere. A Voineștiu, capitala merelor din România, auzi, unde-ți cade mărul în cap. Păcat că nu sunt și poeți la Voinești. Dinescu, stimată doamnă, s-a născut la Slobozia, unde făceau ea puțin ulei la vremea respectivă. Nu dădeau suficient ulei Europei. Dădeau. Noi eram lideri mondiali la floarea soarelui. Dar se pare că totuși nu dădeam cât trebuia. Așa? Că dacă s-ar fi născut aici, ar fi făcut mărul, nici Apple n-ar fi reușit să facă ce ar fi făcut marele nostru poet din istoria mărului, dacă se năștea la Voinești. Salariul mediu net, acum că s-a terminat sau pe care să se termine greva în învățământ,
a crescut cu echivalentul unei jumătăți de pachet de unt. Ăsta e portofelul lui Giurumia. Uite-l, când l-au furat ăia în Roșcovanu. Ține minte că Papaiani îi ștergea nasul cu degetul arătător. Și i-a zis, uite bă, umflatule, e o bicicletă roșie. S-a tot uitat Giurumia și i-a tăiat după aia Papaiani sacoul și i-a luat. Ăsta era. Ăsta era portofelul. Nu vă uitați după banii ăia că ar avea culoarea banilor de astăzi. Nu, au culoarea banilor în epoca pistruiatului. Ăsta e portofelul lui Giurumia. Ăsta după aia s-a dus la poliție, era tăpălagă acolo. Și i-a zis, uleiul și lacul. Și ăla s-a uitat la el cu chipiu securistul și a zis, lacul e de familie? Nu, firma. A zis Giurumia că era pilos, era chiabur și vrea să intre și el, mai vindea orez glasat. Da? Vrea să intre și el un pic mai în față, acolo la portofele. Dar nu s-a putut. E bine, salariul mediu net, 4.564 de lei, a crescut cu 10 lei. E bine, v-am spus, o jumătate de pachet de unt, fără unt. Da? În luna martie, așa arată datele transmise. Deci un profesor debutant, când s-o relua peste vreo 3 ani jumate învățământul în mod normal, ar trebui deci să câștige salariul mediu net. Atenție că aici ajungem la vorbele lui Bombonel. Atenție, dragi cadre! Să știți că noi nu putem să fim... Stimate doamnă, lăsați-mă să termin. Am discutat această problemă în cadrul partidului. Eu nu pot fi judecat, nici eu, nici Dan Voiculescu și nici alți cetățeni, cu excepția acestui tiran de Traian Băsescu. Nu putem fi judecați după regulile dumneavoastră. Trebuie să fim judecați după regulile timpului nostru. Da? Așa spunea Adrian Năstase, adică pe vremea când borfoșăria era la ordinea zilei. Deci, atenție că veți rămâne cu salariu mediu net pe economie o eternitate. Salariul mediu net de astăzi, adică 4.564 de lei, va fi salariul mediu net al debutantului, deci asta va primi el în mână, și peste 100 de ani. Dacă nu veți mai ieși niciodată în stradă, sigur. Adică să nu uitați totuși amănuntele astea, că sunt multe chichițe în grevele pe care le faceți. Deci nu cumva să credeți că domnul Ciolacu, da, sau n-a uitat să vă treacă și acest amendament. Nu. Nu, bineînțeles că nu. Și o să vă treziți cu aceiași bani și la calendele grecești. Tot atâta o să aveți. Și eu să spună, păi, nu v-am dat atunci, asta era, la vremea respectivă, mi-a stat intrat la catedră. Pe ce ați vrea acum să vă indexeze statul fără nicio grevă? Nu. Deci ca să nu avem discuții după aia. Ăsta va rămâne salariu până când veți ieși la pensie. 4.564. Deci veți pierde, dragi profesori, în fiecare lună cât un pachet de unt. Da? Depinde cât veți sta la catedră. Imaginați-vă totuși viața făcută din containere de alea, cum aducea Bombonel din China, pline cu pachete de unt. Și veți putea socoti, socoteau ăia în Panama. Și că acolo inflația e simplă, nu-i ca la noi, ea nu-s nătărăi ca la noi. Panama, ați auzit să aibă vreun premier Ciolacu sau Ciucă? Nu. Știți cum se calculează la ea inflația? După prețul bananei. Ei știu cât costă banana în fiecare zi de când s-au născut. O banană. Și așa își dau seama cât a crescut. E simplu, bă. Bă, cât era banana în 1986? Și spune ea, păi era 0,02 dolari americani. Cât e o banană astăzi? 25 de cenți. E, atât a crescut. Da? Sau 25 de dolari. N-are importanță, nu facem socotele aici ca la bugetul lui Costi Mocanu. Nu, vreau să vă spun numai ca idee. Deci, în funcție, cât era bă, banana pe vremea lui Ludovic al XV-lea, atâta. E, cât e astăzi, așa fac ei calculul. Așa o să facem și noi în învățământ. Deci cât era bă, când am sărbătorit 33 de ani de la Mineriade? Era 4.516. E, atâta aveți și acum, bă. Da? Astăzi e bine. E ok. Numai că eu am văzut acolo la un moment dat o știre că e brut totuși. Să vă uitați atent și la astea, că sunt ca zerourile lui ăla al nostru, Nearotaru. Să vă uitați bine la zerouri, dar să nu fie brut în loc de net. Că dacă e brut, ați mierlit-o.
aia înseamnă vreo 3600. 4 din 10 germani cred, aici întâi s-a scris crede, da, acum s-a schimbat, deci 4 din 10 germani cred că pandemia și măsurile autorităților le-au schimbat viața pe termen lung. 42% dintre săsălăi cred că viața lor s-a schimbat pe termen lung. Mă, încă o dată, doamna asta din imagine nu e germană. E o doamnă din Polonia, din Cehia, din Slovacia, venită la mare, la Costinești, nu e din Germania, să știți. Asta e doar orientativ, așa. Deci viața lor s-a schimbat pe termen lung din cauza pandemiei și a măsurilor asociate luate de guvern. Asta vine din Germania, o să vină și la noi, de asta îl citim. E un sondaj top, cumva, așa, standard, 4 din 10 săsălăi. Cred că pandemia și măsurile autorităților au schimbat viața pe termen lung. Păi să știți că un asemenea sondaj o să vi se pară o știre cretină, asta la Prelipceanu. E bine, nu e absolut deloc. Știți când s-a mai întâmplat în Germania un asemenea studiu? În 45, după Hitler. Este ultima dată, nici măcar la căderea zidului Berlinului în noiembrie 89. Sondajul nu spune asta. Deci din 45 și până acum, niciodată în Germania, n-a mai fost un sondaj care să spună că 4 din 10 săsălăi cred că pandemia sau orice ce s-a întâmplat le va schimba viața pe termen lung. Atenție! Adică pentru eternitate. Asta înseamnă. Pour toujours. Cum zicea ăla Jean Valjean. Pentru eternitate. Totuși, iată că am fost contemporan, ne-am tot lăudat. Tot an de zile ne-am tot lăudat că am fost contemporan cu schimbarea aia de era, când socialismul a devenit capitalismul lui Miron Cosma și al lui Ion Iliescu. Dar uite că am fost contemporan și cu această pandemie, o schismă de nivelul unui război mondial. Nu numai ca urmări, care într-adevăr sunt teribile, dar o să spun așa ca situație, bă, și-a schimbat destinele planete. Uriaș totuși. Avem cu ce să ne lăudăm pe lumea cealaltă. În orice caz. Vaticanul, fraților, lansează în spațiu un satelit. Asta după ce au bătut și monedă, ne tot chinuim să găsim euro de la cu Papa Ioan Paul al II-lea, la bordul satelitului se află o rugăciune a papei. Dar ideea este că aici nu știu dacă e ok cu rugăciune, trebuie să se roage toată lumea, nu numai papa. Să trimitem totuși mai multe voci, mai multe limbi. Mai multe... Vaticanul trimite luni în spațiu un mini-satelit, atenție, la bordul căruia se află rugăciunea papei Francis gravată pe o nanocarte, un fel de nanosim, cum îi spunem noi, cu o rachetă SpaceX. Păi, dom'le, da, ok, asta ce înseamnă? Că papa Pius, de exemplu, săracul, pe vremea lui nu se lansau sateliți? N-are vocea lui trimisă în spațiu. Ce bulan totuși pe Papa Francisc că s-au nimerit sateliții în era lui. Da? Eu mă gândesc că totuși o voce de-asta a ortodoxiei trebuia trimisă în spațiu. Că poate fac și ea diferența și își dau să ia seama cine a avut noroc în viața asta și cine nu. Se pară și ei un pic greu de neghină. Că asta nu trimitem de florile frăsinelului. E clar că dacă Papa își trimite vocea în spațiu, el știe că acolo e ceva. Da? E clar că nu trimite așa de etern, a trimite un balon de săpun pe stadionul West Ham. Nu. Ăștia trimit, e clară treaba, da? Cum ar fi zis profesorul nostru de traforaj. E clară, bă, da? E clară. Tu ce faci acolo, bă? Cânti ca Paganini? E asta. Papa știa, e clar. O trimite ei, bă, satelit, așa doar ca să ce? Să se plimbe ăla și după aia să spună că s-a prăbușit undeva în Oceanul Arctic, cu vocea papei, nu, e clar, da? Asta ar fi ideea, nu putem să trimite, că avem și noi aproape niște papi în această țară, pe aceste meleaguri, mă gândesc chiar și la Sfânta Ortodoxie, la Moscova, de la Kiev, de la... Pentru ce n-am putea să contribuim și noi? E păcat totuși. Simbolurile misterioase săpate pe pereții unei peșteri, asta ca să venim în ajutorul papei Francisc, de către o civilizație non-umană. Fiți atenți aici. Descoperire din peșterile de calcar, bine că nu mai e ambasadorul României în Kenya.
domnul Țigăi, l-au dat afară. Cum credeți că ar fi comentat fostul ambasador al României în Kenya această imagine? Dacă să zicem, o vedea el în Kenya sau în Africa de Sud, de unde provine, și că sunt niște descoperiri fenomenale, niște peșteri de calcar care schimbă totalmente percepția oamenilor de știință despre umanitate. Un sistem de caverne aflat la aproximativ o jumătate de oră de mers cu mașina de Johannesburg este locul unde au fost descoperite primele fosile ale unor rude ale oamenilor necunoscute anterior. Aceste simboluri au fost create așadar de extraterestri, că asta înseamnă o civilizație non-umană. E clar, da? Africa de Sud, bă, totuși. Toarșul Țigăi sau Țigău, cum vă chema. Dacă sunteți pe drum, încă prin Sudanul de Sud, sau pe unde veniți, că bănesc că veniți pe jos, spre țară. Vă duceți spre cataractele Nilului încolo, spre Abu Simbel. Faceți iamă nene pe la Abu Simbel, nu o să ajungeți niciodată, nici măcar pe la Port Said. Nimic. Așa. Uite, domnule, că între timp s-a mai inventat o civilizație, ci că n-am fost noi nici primii și nici ultimii pe această planetă. Să rămânem cu gândul ăsta, fraților, că eternitatea ne așteaptă după colț. Pe mâine!